Bună ziua tuturor! Octombrie ne întâmpină cu vreme frumoasă, meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât în mod normal la această dată. Mâine vremea se va răci puțin, mai accentuat în Moldova și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 22 de grade. Cerul va avea înorări temporar accentuate și va ploua în jumătatea de nord a țării și în zonele de deal și de munte și pe arii restrânse în rest. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în sud. Vorbim acum de partea nord-vestică a teritoriului de zona Maramureșului, unde seara va ploua și vor fi 22-23 de grade Celsius. În Crișoana, deși avem câțiva nori pe cer, vremea este destul de bună, se vor înregistra 21-23 de grade. În Transilvania vor fi 21-24 de grade, cerul va fi înnorat doar în unele județe. Să vedem cum va fi vremea și în Oltenia. Ei bine, după spusele meteorologilor, aici vremea este foarte frumoasă. După cum vedem, soarele are putere în această regiune și se vor înregistra 22-24 de grade. În Muntenia, după cum vedem, temperaturile sunt destul de ridicate, ele indicând 24-25 de grade, cu 25 de grade în capitală. În Dobrogea, în afară de câteva intensificări ale vântului, vremea va fi frumoasă, cu maxime cuprinse între 22 și 23 de grade. Moldovenii au parte de o vreme frumoasă pentru această perioadă. Avem câteva precipitații în Suceava și în Piatra Neamț. Însă temperaturile sunt bune, nu vom avea o vreme destul de rea. Avem 18-23 de grade cu 22 de grade în județul nostru, în județul Iași. La noi în Pașcani vremea a fost bună, cel puțin în decursul zilei de astăzi. A picurat puțin, dar ploaia nu ne-a stricat planurile. De mâine vremea se răcește considerabil, așadar trebuie să ne bucurăm de vremea frumoasă de azi. Mâine se vor înregistra 10 grade, iar ploaia ne face o vizită, așa că nu vă uitați umbrelele acasă nici pentru 5-10 minute când ieșiți. Azi m-am gândit să vă spun câteva curiozități despre animale ce mi s-au părut interesante. Câinele Chow Chow este singurul mamifer terestru cu limba albastră. Liliecii întotdeauna fac stânca când ies din peșteră. Asta chiar nu o știam. Ghepardul nu urlă ca leul, ci miaună ca pisica. Un lucru foarte important pe care l-am aflat în cursul zilei de astăzi, din curiozitățile mele, a fost acela că rasa de câini dalmațieni, acei câini albi cu pete negre, nu au pete din naștere. Delfinii întotdeauna dorm cu un ochi deschis, la fel cum hamsterii întotdeauna clipesc cu un singur ochi. Ca o ultimă curiozitate, vă spun că o vietate maritimă are 3 inimi. Aceasta este caracatița. Atât pentru astăzi, ne revedem mâine la aceeași oră pentru a afla mai multe date meteo și mai multe curiozități. Mă numesc Ana Maria Ipate și vă urez să aveți o zi excelentă. Numai bine!